un tren care a rămas blocat undeva între Sinaia și Brașov din cauza unui copac. Da, iată că în continuare sunt probleme din cauza vântului puternic. Un copac a blocat calea ferată, linia ce leagă Sinaia de Brașov. Este vorba de tronsonul București-Brașov, un tronson care a fost modernizat în urmă cu ceva ani. Aflăm mai multe de la Adrian Creangă de la Centrul Infotrafic. Bună dimineața, ce date aveți? Bună dimineața. Cele mai importante aspecte semnalate la Centrul Infotrafic al Poliției Române la această oră sunt următoarele. În județul Brașov, traficul feroviar între Brașov și Predeal este blocat pe raza localității Timișul de Sus. Situația s-a creat după ce un arbore a căzut pe calea ferată. În județul Covasna, DN2D, Ojdula Tulnic este în continuare închis. Pe acest drum se estimează reluarea circulației rutiere în această dimineață. Și în județul Constanța, toate porturile rămân închise traficului maritim și fluvial. Măsura a fost luată de autorități din cauza vremii nefavorabile, respectiv vântul puternic. Pentru preîntâmpinarea evenimentelor nedorite, sfătuim conducătorii auto să conducă prudent, cu viteză adaptată în permanență condițiilor meteo rutiere, să utilizeze luminile de întâlnire ziua pe toate categoriile de drumuri, să mărească distanța de siguranță față de vehiculele dinainte și să se asigure temeinic înaintea efectuării oricărei manevre în trafic. Atât de la Centrul Infotrafic al Poliției Române. Aș mai avea o întrebare totuși. Nu ne-ați spus legat de copacul care a căzut peste calea ferată între Sinaia și Brașov, în zona Timișul de Sus, a spus. Când se estimează că va fi reluat traficul feroviar? Nu aș putea să vă spun. Probabil că va mai dura cel puțin o oră, dar nu sunt în măsură să fac astfel de estimări. Deci este vorba de o oră, maxim două. Nu este o problemă foarte mare care să blocheze. Nu știu să vă spun zilele. Cât va mai dura. Am înțeles. Vă mulțumim foarte mult pentru aceste informații.